Bine, avem palatul în dreapta. În palat se vor întâmpla o mulțime de evenimente, se vor întâlni cei mai buni arhitecți din România. Da. Alături de ei o să fie o tabără de creație muzicală la polul opus de preocupările lor și, aș spune, de generația pe care o au ei. Da. Acolo avem și expoziția multisenzorială de artă. În sala mașinilor, care se deschide pentru prima oară publicului. Și chiar merită văzută, pentru că sunt, e interesant să vezi cum se încălzea palatul acum 100 de ani. Eu sunt primul curios. Da. Merită văzută. Cred că nici măcar noi ieșenii cu... cu state vechi. Cu pasuri în diverse locuri. Știi că meseria ne duce, ne deschide uși. N-am fost acolo pentru că pur și simplu ea n-a fost de vizitat și nici n-a fost restaurată până acum. Exact. În stânga vor fi proiecțiile, da? Da, am trecut pe lângă Casa Dosoftei. Aici va fi un videomapping, la fel și pe Gheorghe Asachi, prima școală de limbă românească din țară. Și apoi pe Ștefan cel Mare în continuare, deci până la Mitropolie, trecem prin fața primăriei, două evenimente. Primul, New Media Alley, curator bunul nostru prieten Eșan Andrei Cozlac și în continuare Veg Fest. Ce interesant este că vin la evenimentul ăsta ieșeni și neieșeni, toți cumva top în zodiile lor profesionale, da? Da. Și chiar oameni pe care lumea nu prea i-a văzut. Uite, apropo de expoziția de la Braunstein, care e în inima orașului, în Palatul Culturii, în inima tradițională, să zicem, istorică a orașului, într-o clădire care stă acum gata să-și deschidă porțile după un mare proces de restaurare, o să fie la expoziția de design invitată o doamnă pe care toată lumea o așteaptă pentru că e foarte rar văzută. Știi, e vorba de Victoria Zidaru, care e unul dintre idolii unei generații întregi de designeri contemporani. Da, e adevărat. Cum e și Andrei Cozlac, care e primul premiant Uniter la o categorie înființată cumva pentru el. Da, sunt convinsă, multe întâlniri speciale în Iași. E și o energie aparte. Vin foarte mulți creativi din toate punctele țării. Ieri, de exemplu, a ajuns echipa de la Cincu, Marlen și cu Alex Herbert, curatorii de la Horror Vacui. Deci Elena sunt curatori din Transilvania, exact. Da? Elena Viziteu Ionescu, arhitecta care se ocupă de trei dintre locațiile evenimentului nostru, e venită deja de două zile, lumea începe să vină, ea și începe să se umple și sunt convinsă că peste maxim două zile atmosfera va fi alta. Toți cei care vor trece prin zona asta reprezentată de axul central al orașului vor simți că se întâmplă o poveste creativă în orașul nostru. O poveste foarte așteptată, pentru că toată lumea își dorea să vadă orașul ăsta trezit. Bine, acum a fost și acest an de blocaj pentru întreaga planetă, dar Iașul aș spune că de multă vreme aștepta energia sau, în fine, accelerația, că toți suntem în mașina oficială. Care vezi că nu face niciun zgomot. Nu știu dacă îți dai seama că nu face zgomot. Da, sunt obișnuită. Asta e mașina hibridă. Da, exact. Și eu conduc o mașină de același tip și mi se pare singurul lucru pe care trebuie să ne conjugăm mișcarea la viitor. Adică... Sincer, eu când m-am mutat prima oară din mașina veche în asta, am avut așa un oarecare stres, că eram convinsă că nu mă aude nimeni pe stradă, pe lângă cine trec, mă întreb la pietoni. Da, de fapt chiar nu te aud. Exact. Așa, dar confortul pe care l-ai în interior, că nu-ți mai huruie nimic, e fantastic. Da. Bine, ăsta e un loc, tot habitaclul ăsta din mașină, chiar un loc foarte relaxat, adică noi stăm mai mult decât bine. Ar fi mers și o cafea, uite, nu suntem dotate cum trebuie la ora asta, dar mai după amiază poate totuși ne abținem. Da. Și putem pune la cale lucruri, adică asta e important, că mașina te ajută, nu neapărat să nu fii atent la drum, dar pur și simplu să-ți lași mintea totuși să fugă sau să rezolve niște lucruri pe care le ai, într-un fel sau altul, pe agenda unui eveniment ca ăsta. Da. Ce să zic, am învățat, de când conduc mașina asta, am învățat să vorbesc foarte comod pe tot ce înseamnă instalația pe care mașina o are la dispoziție. Se răspunde foarte ușor la telefon, mergi, vorbești, respecti legea, totul e, din punctul meu de vedere, perfect. Direcția este o joacă, cred că nu e cazul, dar cred că și un copil mic poate să mânuiască acest volan. Chiar îmi place. Și mai e ceva care sunt convinsă că ți-a fost povestit când ai luat mașina asta și undeva subconștientul folosește. Mașina are ca întreaga gamă a brandului
un test suprem de siguranță pe care îl l-a trecut și îl respectă. Și asta cred că îți dă ție sentimentul că ești într-un loc sigur în care ai timp de altele sau da, îți permiți să nu zicem să evadezi într-o persoană. Toată lumea știe că Volvo e un brand care conjugă de foarte mulți ani tot ceea ce înseamnă a asigura siguranța călătorilor, celor care sunt în mașină. Deci asta nu mai e o noutate, cred eu, pentru nimeni. Cred că noutatea e faptul că se Volvo începe să se gândească la media. Orașul nostru e destul de poluat, așa se spune, nu știu. Eu ce obțin locuiesc într-o zonă care e foarte poluată pentru că e un trafic nebun acolo. Și sincer, îmi doresc tare mult ca lumea să înceapă să încerce și să schimbe mașinile pe electric, pentru că e important pentru sănătatea noastră, pentru sănătatea orașului, pentru confortul, mă rog, pe care mai puțin NOx în orice oraș îl asigură. Dar ne-am abătut un pic de la subiect. Mai revenim. Dar trebuie să mai spun ceva. Adică tu zici că Volvo începe, Volvo continuă, pentru că din 2008, deci sunt deja destui ani, de când Volvo pur și simplu toate fabricile pe care le are pe teritoriul Europei le ține în funcționare doar cu energie verde. Iar din 2020 o mare parte din producție se face cu energie regenerabilă. Deci lucrurile încep să se întâmple, nu mai spun de piese care sunt refăcute, sunt obținute cumva din piese vechi. Regenerarea urbană. Da, exact. Refolosirea. Exact, ce da. Se întâmplă de fapt da, și da. Ca mesaj al festivalului, pentru că uite da. Că lucrurile astea de fapt încep să se întâlnească, pentru că preocupările noastre încep să fie legate de durabilitate și de un cuvânt pe care, cum spun, până acum chiar îl foloseam așa un pic fără fond, sustenabilitate. Dar am început chiar să ne gândim cumva la ce lume lăsăm pentru copii. Da, ni l-am... E grav. Ni l-am însușit. Dacă nu suntem conștienți. Ca să venim din modă, acum foarte mulți ani, nu mai știu, 10-15 ani, dacă ți amintești, intrase un cuvânt în, așa. În vocabularul nostru, cool. Pe mine mă enerva îngrozitor de tale, deci nu suportam pe nimeni care folosea cuvântul ăsta. Acum vreau să spun că îl folosesc, cred că, de 10 ori pe zi. Nu știu dacă e o comparație foarte fericită, dar și sustenabilitatea asta a început să facă parte din felul nostru de a aprecia calitatea unor produse, a unor servicii. Dacă țin cont de lucrul acesta, o bilă în plus, indiscutabil, cred că de la toți cei care sunt responsabili, cel puțin. Tu presupun că ai luat mașina de la Iași, nu? Da, de la Volvo Iași. De da. La Volvo Iași. Trebuie să spunem că Volvo, de fapt, își propune ca până în 2040, bun, e un target destul de îndepărtat, dar sper să-l prindem și noi. Și aprop. Da, să-și transforme toți dealerii într-o rețea neutră din punct de vedere climatic, deci fără niciun impact negativ. Super. Ceea dar și ce am descoperit când m-am dus eu mașina de la Volvo Iași, mi-a plăcut foarte mult showroom-ul lor. Are un mic corner așa cu foarte drăguț din punct de vedere al mobilierului, design nordic, evident, două scaune care sunt semnătură a designului scandinav și chiar am întrebat, zic, chiar sunt adevărate, sunt originale? Zice, da, e Volvo. Da. Hai să zic un cuvânt care îți place. Multe semne de design, da. Pam, pam, tăcere. Blockchain. Așa. Este cuvântul tău favorit de câțiva ani, pe vremea când noi îl foloseam chiar mai puțin noi, mulțimea. Da. Da, trebuie să zic că, uite, apropo de asta, au început să folosească tehnologie blockchain ca să fie transparentă utilizarea cobaltului, da, care se folosește în procesul de construcția al mașinii. Am înțeles. Tu m-ai chemat la interviu ăsta ca să mă faci de râs. Nu știam chestia asta. Nu știai, dar cu blockchain îți blockchain place. Blockchain știi ce înseamnă, dar asta cu Volvo și blockchain și cobaltul. Și cobaltul. Bine, hai să revenim. Cred că am fost un pic prea... Da. Deci nu, discuția asta cred că aproape că excede universul nostru. Suntem totuși două femei, două doamne într-o mașină care pe bune că e o mașină atât de elegantă că ți e și drag, cred că și când e murdară să o parchezi. Că tot se uită cu coada ochiului niște... Sincer, mie mi-e dragă să o parchez, mă spachează foarte ușor. Da, n-am voie să zic, dar la un moment dat în viața oamenilor încep să apară probleme cu spatele, cu te întorci greu. Cine nu-ți voie să spui asta? Tu. Mai certat acum. Da, dar nu ne referim la epoca în care ne-am născut. Deci vorbim despre generațiile care își doresc și trebuie să-și procură un Volvo, da. Și deci cum simți că se parchează aproape fără efortul tău? Da, mi se pare important. Ai senzor peste tot, ai cameră, te uiți, nu trebuie să te întorci, asta e o chestie. Nu râdeți că la o anumită vârstă detaliile astea chiar contează. Da.
L-ai luat și pe, și pe fiul tău în mașină? Îi place? Adică chiar îți curioasă cum sunt generațiile care sunt mult mai pretențioase? Generația care vine, ne referim la millennials și după, sunt foarte atenți la tot ce înseamnă probleme de mediu. Deci Mark, de exemplu, nu mai concepe să conducă decât mașina electrică. Ceea ce e grozav, pentru că ne indică faptul că viitorul chiar merge în direcția corectă pentru planetă și pentru, mă rog, oamenii care trăiesc și vor trăi în continuare aici. E bine că lumea începe să se gândească și la generațiile viitoare. Nu neapărat aveam obiceiul ăsta de a gândi 10-20 de ani în față. Copiii ăștia se gândesc. Eu când eram la vârsta lor, sincer, nu aveam îngrijorările și preocupările astea. Din păcate. Bine, nici nu exista atâtea surse de informații. Nu, vin și certific. Dacă să verificăm informația din mai multe surse, spun că și la mine acasă e aceeași situație. Ceea ce, bine, îmi dă un pic de speranță. Deși credem superficial, deși credem desprinși de temele astea majore, ei sunt de fapt foarte conectați. Vreau să spun în felul următor. Suntem, deci, în ultimul weekend înainte de Romanian Creative Week. E, cum spuneam, evenimentul ăsta care ne face pe toți să sperăm că vom vorbi despre ea și după această săptămână mult mai relaxat, da, în ce privește topurile unde merităm să fim. Din punctul meu de vedere de jurnalist care se atentă la tot ce se întâmplă, e clar că, apropo de domeniile care vor fi servite în eveniment, nu avem competiție. Nu mai știu eveniment în România care să aducă în același spațiu, în același oraș, în același timp, muzică, film, e un festival de film foarte important, modă, design, arhitectură, exact, e arte vizuale, și o zonă, toate tipurile, da? Și o zonă foarte interesantă de oameni care au învățat să comunice pentru generațiile despre care povestim, așa numiții influenceri. Uneori îi tratăm cu ironie, dar de fapt ei pot avea o eficiență mult mai mare decât ne închipuim. Știu că se pregătește niște surprize despre care se va scrie și se va vorbi, nu e momentul să vorbim acum despre ele. Necunoscuta, deci, e clar legată de temperaturi și de ploaie. Apropo de asta, ce backup aveți? Ce rezervă? N-avem decât, eu știu, faptul că ne propunem cu toții să fim flexibili, toate echipele vor fi on the site pe data de 3, toată lumea e pregătită psihologic, că trebuie să fim un bloc starturi și să încercăm să încheiem evenimentele care au loc în aer liber într-un timp rezonabil, astfel încât să putem bifa tot ceea ce ne-am propus să prezentăm în acest eveniment. Eu am riscul cel mai mare, pentru că colecția mea e ultima, duminică e dată și foarte multă ploaie, da, asta e. Da. Așa. Apropo de ce își propune festivalul ăsta, e cumva continuarea unei idei pe care Romanian Fashion Week a avut-o dintotdeauna, să dea o scenă, să dea o voce unor oameni foarte tineri, extraordinar de creativi, care au nevoie de șanse și le găsesc greu. Și asta se va întâmpla și acum, e o mulțime de lume care are șansa să devină cineva. Sunt studenți, sunt... Da, iar ăsta e un lucru foarte important pentru ei, în primul rând, pentru tinerii creativi din toate zonele care sunt parte a acestui eveniment, dar e un lucru foarte important pentru orașul nostru, pentru Iași. De ce? Pentru că am văzut lucrul ăsta la Romanian Fashion Week, timp de 200 ediții cât am organizat. Tinerii care și-au făcut începutul de carieră pe podiumul de la Iași și au rămas cu ceva special acolo în colțul inimii lor legat de orașul nostru, iar cred că noi acum ceea ce semănăm este exact această sămânță a prieteniei, a ceea ce înseamnă să întinzi o mână unui tânăr atunci când are cel mai mult nevoie de ea. Și eu cred că Iașul va putea să fructifice, să beneficieze de rodul acestei generozități, care până la urmă se datorează și cetățenilor Iașului, pentru că și primăria pune un buget în acest eveniment, cred că va rodi mulți ani de acum înainte. Adică Iașul acum își face, mai pe scurt, câteva sute de prieteni care sunt sigură că vor conta la un moment dat. Nu, eu cred că ești mai mult decât pesimistă. Nu are cum să-și facă doar câteva sute. Vor fi da. Aici prezenți cel puțin 1000 de oameni în plus față de populația normală a orașului. Plus că fiecare dintre aceștia, îmi pare rău să te anunț, deci grijă mare la orice detaliu, vor comunica
unor câteva zeci de mii cât are fiecare în lista de prieteni, urmăritori. Acum nu mă refer la mari comunicatori, dar care au sute de mii de oameni care îi urmăresc. Fiecare cât un milion de followeri. E foarte fain faptul că vom avea și o generație care chiar e aia cea mai mică, pe care o cunoaștem prea puțin. TikTokerii care vin pentru prima dată cu un stand de sine, cu o instalație de sine stătătoare și ne vor arăta ce sunt stare să facă, și IT-știi. Pentru că e o zonă de programare, de gaming, care va fi și ea prezentă. Deci, efectiv, nu sunt domenii creative nereprezentate. Acum, cu media, zic că stăm destul de bine, că suntem și noi pe aici. Adică, din punctul ăsta de vedere, se întâmplă foarte multe lucruri în noul sediu al Muzeului Literaturii Române. Exact, în curând se vor deschide 6 muzee acolo. Exact. Adică Iașu crește și crește frumos. Apropo, să le spunem celor care se uită acum la noi, după unde mergem noi acum? Facem drumul spre aeroport. Locul... Pentru că îl vom face foarte des în aceste zile, în calitate fix de gazde. Fix cu mașina oficială Volvo, da. Așa, care va aștepta pe toți invitații care ajung în Iași cu avioanele. Nu cred că am ratat niciuna dintre noi multe aeroporturi din România și aș spune că, în afară de faptul că orașul ăsta e singurul oraș care are un palat în jurul căruia se întâmplă lucruri, cum e de altfel și acest palat în care e inima evenimentului, are, cred că, cel mai frumos drum spre aeroport pe care... Da. Sper că îl merită, da? Da, e în plină pădure și foarte aproape de oraș. Ceea ce era. Da. Nu e, cred că e aproape inexistent. Adică România nu cred că are asemenea drum spre aeroport. Și e, spre deosebire, știi cum se spunea, că la Iași ori mergi la gară, ori mergi la cimitir. Aeroportul ăsta e frumos și aproape încât ai șansa să pleci, să nu uiți de unde ai plecat ca să te și întorci. Uită-te la noi. Și nu numai la noi, ci la... Mai mult la tine. Da, eu aș spune că sunt avertista de serviciu, dar dincolo de asta, sunt atât de mulți oameni care au plecat din ea și spuneai tu că apar aceste legături care nu se mai rup niciodată cu orașul ăsta. Avem arhitecți care vin de la Londra, avem creativi care vin de la Paris, avem mesaje trimise de peste ocean, adică s-au întors mulți oameni cu fața la ea. De creativi români plecați, așa cum spui tu, în toate colțurile lumii, care răspund extraordinar de frumos, mă rog, invitației sau faptului că în Iași se întâmplă acest lucru. Senzația noastră a organizatorilor este că abia așteaptă motivul de a se întoarce pe tărâmuri natale cu tot ceea ce au învățat ei și au reușit să facă în profesiile lor prin străinătate. Deci mie mi se pare că e și din acest punct de vedere e un motiv bun ca acest eveniment să continue să crească, pentru că va fi o motivație importantă pentru foarte mulți români să se întoarcă în orașul natal și să, cine știe, să le mai vină idei. Știi cum era expresia aia, că dacă nu te-ai întors cu totul fizic în țara de unde ai plecat, vorbim aici de români, măcar să te întorci cu fața către ea. Acum, în principiu, noi visăm că dincolo de privirea asta pe care o aruncă unii triști, să știi că e foarte multă lume care scrie că le pare rău, că nu pot să ajungă. Azi am vorbit cu un amic comun, cu Marius Manole, care chiar îmi spunea că nu știe cum să facă să-și amâne un spectacol ca să vină totuși măcar o zi, dacă nu mai mult, să guste un pic din atmosfera festivalului. Suntem așa de mulți care ne dorim să vedem orașul din nou treaz, încât chiar e trist că unii ratează. Și nu numai orașul, ci toată țara, pentru că până la urmă vine energie din toată țara către Iași. Nu mai spunem că e primul eveniment cu public care se întâmplă. Exact. E primul eveniment mare cu public. Da. Așa. O provocare importantă pentru noi, toată în echipa. Plus, în plus, pentru că sunt tot felul de măsuri pe care trebuie să le luăm, să și le respectăm. Revenim la valorile Volvo, da? Responsabilitate, numărul 1. Exact. Sustenabilitate, că și aici avem o bătaie de cap întreagă, corectă de altfel, dar știi cum obiceiurile împământenite se schimbă greu, din păcate, dar lucrăm la lucrurile astea. Și ce să spun, eu una sunt foarte bucuroasă și încântată să avem atâtea branduri prietene ale Iașului și ale evenimentului. Pentru echipa Romanian Creative Week și pentru ieșeni e onorant că atâtea companii mari investesc din multe domenii, investesc încredere, în primul rând. Da, încredere și prietenie în ceea ce înseamnă orașul nostru. Eu zic în felul următor, odată că trebuie să luăm pe unul dintre invitați care ne așteaptă puțin mai jos, că doar de asta facem
turul ăsta de onoare într-un fel, și doi, că încă-i soare pe cer, să ne oprim aici, că poate provocăm ceva și rămâne vremea așa toată săptămâna. E singura necunoscută pe care nu putem controla. Ne vedem de miercuri, începem până duminică. Drumuri bune, Volvo! Pa, pa!